În concluzie, doamna Matei, dacă Ionuț nu se pune serios cu burta pe carte, mă tem că cel puțin la istorie va rămâne corigent. Da. Da, domnul Pițurcă, ați picat la țang. Bună ziua, nu? Bună ziua. Mă auzi corigent și am intrat, nu? Da, da, da. Chiar mă pregăteam să vorbesc despre fiul dumneavoastră. Văd că doamna Vica a venit deja. Dacă ea a venit, atunci plec eu, nu? Hai, dragă, că nu-i caz să facem atmosferă acum. Atunci anunță-mă când e momentul și bine atunci, nu? No, vă rog, vă rog. Chiar mă bucur că sunteți amândoi. Luați loc, domnul Pițurcă, luați loc. Mersi, nu? Victor, unde-s cărțile nesimțitule? Ce faci toată ziua? Stai pe terenul de fotbal și nu înveți. Poate cărțile și arată-mi ce ai învățat. Măgarule! Domnul Pițurcă, s-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic, nu? De atunci luați loc. Da, nu? Hai, stai jos, dragă! Domnul Pițurcă, vă așezați azi? Nu lăsa pe mâine ce poți să faci azi, nu? Să începem cu o veste bună. La învățătură, dintre toți băieții din clasă, fiul dumneavoastră este al 10-lea. Nu-i rău deloc, nu? Da, dar vestea proastă este că în clasă sunt doar 10 băieți. Tot a prins primul 11, nu? Da, ce? Unde este problema cea mai mare? Problema cea mai mare? Ce să vă spun, doamnă? Sunt guvern, parlament, în administrație. Cel puțin la noi în școală, doamna directoare. Nu, eu mă refer la situația școlară a fiului meu. Ah, am înțeles. Vă rog să mă iertați. Păi, la istorie, de exemplu, uitați. Doamna profesoară de istorie l-a întrebat ce știe despre Mircea cel Bătrân. Da, și fiul dumneavoastră n-a spus decât că știe că era bătrân. E un copil logic, nu? Da, domnule, dar nu știe nimic, domnule Pițurcă. Habar nu are cine a fost Mircea cel Bătrân. Asta mă revoltă și pe mine, nu? Orice român trebuie să știe cine a fost Mircea cel Bătrân, nu? Hai, lasă-mă, dar cine a fost ăsta Mircea acest bătrân? Sergiu Nicolaescu, nu? Vă rog, vă rog. Și să știți că nu numai situația la învățătură e problema numărul 1. Cine e numărul 1? Ăla singur e jucunul. Problema numărul 1 ar putea fi și faptul că fiul dumneavoastră este foarte neliniștit. Ne-a stâmpărat. Nu stă locului o secundă în bancă. Ai ce moștenire de familie, nu? Nici eu nu stau liniștit pe bancă, nu? Acum 2 zile a pus pastă de dinți pe clanța de la ușă. Vezi dacă nu ai pus periuță la el? Uitați că nici la anatomie situația nu este deloc roz. Da, când se predă aparatul reproducător? La sfârșitul semestrului, cred. Dar de ce? Păi, dacă seamănă cu Victor, cu siguranță o să-și îndrepte singur media. Si, nu? Mă rog, domnule Pițurcă, totuși, din curiozitate. Ba, nu? Vreau să vă întreb ceva. Și-o tot din curiozitate vă răspund, nu? Da. Dumneavoastră, ce fel de elev ați fost? Băia, nu? Liniște! Ce întrebare tâmpită, nu? Nu, n-ați înțeles ce am vrut să întreb. Vreau să zic, cum ați învățat? Până într-o 8-a dimineață, după aia, după amiază, nu? Vă rog, vă rog, liniște! Să ne întoarcem și la cele bune. Din situația școlară a elevului Pițurcă. Ah, nu. Uitați, la religie are 10. Bravo! Să-l propună papa, nu? Pa! Să nu uit, profesoara de matematică. Începe rău, nu? M-a rugat să-l convingeți pe fiul dumneavoastră să învețe lecția despre ciurul lui Eratostene. O să aibă inspecție. Ce lecție, nu? Ești surd, deci ciurul lui Eratostene ăsta. Că l-am trimis la școală să facă matematică sau să se facă căutător de aur, nu? Mă rog, mă rog, vă rog, vă rog, liniște. În încheiere, domnule Pițurcă, vreau să spun că fiul dumneavoastră este totuși talentat la ceva. La gimnastică este foarte talentat. Da, da, da. Și la noi în școală activează o trupă de balet.
Ați fi de acord ca fiul dumneavoastră să participe la cursurile de balet? Nici nu mă gândesc, nu? De ce? Că doamna Vica a fost de acord. Degeaba insistați, fiul meu nu face balet, nu? Haide, Victor, lasă-ne să-l dăm la balet. Nici nu mă gândesc, nu? Dar ce, domnul Pițurcă? Haideți, lăsați-ne! Adică... No, no. Hai, Pici, lasă-ne! 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 Lasă-ne!